Normal, ar trebui, ar trebui. Păcat, păcat că să niște copii noi nu aveți. Cu familia, cu familia, normal. Este greu, dar asta e situația. Dacă se fac verificări și condiții sunt, așa sigur că este foarte bine să meargă la părinții lor. Da? Că sunt părinți care regretă după copii și solicită copiii înapoi și este bine dat înapoi. Numai copilul trebuie să fie, să aibă condițiile necesare. Da. E mai bine când crește în familia propriei. Sigur, categoric e mai bine în familia lui, părinții își dau mai mult interes. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului încearcă să schimbe destinele pentru 150 de familii din județ. Acestea primesc sprijin substanțial pentru a-și putea crește micuții dați inițial în grija statului. Avem suficiente familii acum în lucru. Cred că ne apropiem de 100 cu care lucrăm în momentul de față. Noi, prin proiectul acesta, avem 150 de reintegrări într-un an jumătate. Deja s-au făcut multe reintegrări și în continuare lucrăm. Am deschis front de lucru pentru că sunt 7-8 oameni care lucrează în acest moment pe reintegrări. Credem noi că acest proiect va fi un succes. Ajutorul oferit merge până la oferirea unui modul de casă pentru familiile cu adevărat nevoiașe, dacă acestea dovedesc că sunt proprietare de teren și dacă au respectat programul de integrare al copilului. Încercăm să-i și ajutăm pe termen scurt sau mediu să poată să-și țină copilul în propria familie. Și aici mă refer la anumite servicii care le facem, mergând chiar până acolo în a-i cumpăra un modul de casă, să îi asigurăm, să zicem, tot ce are nevoie pe o perioadă de 5-6 luni pentru a-l menține în familie, scăzând treptat contribuția care o avem noi asupra familiei, astfel încât să nu fie bruscă trecerea de la o finanțare spre lipsa finanțării. Dacă programul va da rezultatele așteptate de către inițiatorii proiectului, de anul viitor există promisiunea ca și executivul să se implice financiar în dezvoltarea lui.